comunități, dacă să vină. România continuă să ajute comunitățile moldovenești și prin euroregiuni. Cea mai mare euroregiune, Siret-Prut-Nistru, include 3/4 din administrațiile publice locale din Republica Moldova. Delegațiile euroregiunii moldo-române au informat timp de o lună primarii, consiliile locale și agenții economici din 24 de raioane și din Găgăuzia despre noi oportunități de finanțare pentru comunitățile moldovenești. Sunt două modalități astăzi prin care putem realiza acest lucru cu ajutorul euroregiunii, odată prin programul de înfrățiri cu localități din România, care înseamnă posibilitatea obținerii de fonduri direct din bugetul primăriilor românești pentru nevoile specifice comunităților din raioanele și localitățile Moldovei. Deci se poate practic finanța absolut orice temă, da, care are legătură cu bunăstarea cetățenilor din localitatea respectivă, iar prin intermediul fondurilor europene, noi am discutat astăzi despre cel mai mare program de finanțare, programul operațional comun România-Republica Moldova. Acolo sunt 4 teme mari. Una are legătură cu educația și cercetarea, a doua are legătură cu domeniul culturii, a treia cu dezvoltarea de drumuri și o a patra cu poliție, spital, pompieri. Dacă în alte raioane unele proiecte au fost realizate deja, autoritățile din raionul Rezina își stabilesc acum priorități pentru a reuși până în luna septembrie să vină cu cereri de cofinanțare. Avem pașii concreți referitor la identificarea priorităților, 2, studiile de fezabilitate și proiectele tehnice unde sunt necesare, după care stabilirea parteneriatelor, anume partenerilor din România, pentru a aplica la aceste proiecte care vor fi, deci începând cu luna septembrie. Evident că aici este necesar de cofinanțare, deci contribuția din fiecare primărie. Vom avea o ședință comună cu primarii unde vom stabili care este domeniul principal unde ar fi cazul să aplicăm din partea raionului Rezina, deoarece cu siguranță Consiliul Anual trebuie să fie partener cu primăriile din raion, fiindcă primăriile nu vor avea posibilitate ca să cofinanțeze 10% din aceste proiecte. Ulterior, deci noi, la fel, în acest răstimp vom căuta, vom identifica și parteneri din România cu care ulterior se vor înfrăți localitățile, cât și raionul Rezina. Pentru finanțarea care va fi deschisă din luna septembrie curent prin programul operațional comun România-Republica Moldova, sunt eligibile orice proiecte necesare dezvoltării unei localități. La un an de la aplicarea noii legi privind finanțele publice, de când primăriile nu mai primesc finanțarea prin consiliile raionale și din bugetul de stat, primarii localităților rămân mereu în căutarea de fonduri pentru proiectele locale. Problema cea mai principală și cea mai stringentă e lipsa locurilor de muncă și drumurile deplorabile, o situație socială defavorizată. Și noi putem să implementăm toate proiectele și ridica bunăstarea populației prin implementarea proiectelor comune, cum a spus și domnul, prin acorduri de înfrățări și prin granturi europene, care să îmbunătățim. Și cel mai stringent la noi e chiar un strigăt la cer, starea deplorabilă a drumurilor și, aș spune, cultura oamenilor în privința deșeurilor. Eu o să le sugerez ca să mergem pe finalizarea proiectelor începute. Nu are rost să începem multe proiecte și nu le ducem la bun sfârșit. Și asta cred că ar fi o prioritate corectă și dacă primarii vor înțelege, vom lucra la aceste capitole ca lucrurile care au fost începuți să fie finalizate și ulterior să mergem pe prioritățile care sunt cele mai importante și cele mai necesare din localități. La rândul lor, primarii recunosc necesitatea unor instruiri, o problemă fiind capacitatea de a elabora propuneri și nivelul slab de pregătire pentru a aplica proiecte sau a stabili parteneriate. Noi trebuie întâi să avem primarii un seminar de instruire în privința acordurilor de înfrățire. Noi suntem în raion încă în urmă cu acordurile de înfrățire față de alte raioane din Republica Moldova.
Până luna septembrie ne-am propus ca să instruim cât mai mult primarii din raionul Rezina. Deci este vorba, pe două căi vom instrui, și cu ADR Centru și cu Euroregiunea. Chiar am discutat cu domnul director executiv Euroregiunii, Siret Prutnistru, ca în perioada ulterioară, deci să cât mai urgent posibil să instruim primarii din raionul Rezina, cu toate că deci Euroregiunea, Siret Prutnistru ne va oferi toată disponibilitatea la, nu doar la instruire, dar și la ceea ce ține de scrierea proiectelor. Important ca noi să știm bine care sunt priorități, să identificăm prioritățile și primarii rămâne ca să fie deschiși pentru a fi instruiți. Că până la urmă, deci susținerea și suportul din partea Euroregiunii, din partea Consiliului Raional Rezina va fi, dar ei rămâne a fi disponibili pentru a fi instruit și pentru a lucra pas cu pas la cei ce vor fi indicate, pașii care vor fi indicați de către Euroregiuni. Capacitatea de absorpție legată, de fapt, cu capacitatea lor de a implementa aceste finanțări. Marea temă e, de fapt, ce sume pot veni din România. Și aici ține de capacitatea fiecărui primar de a identifica primării românești care pot și care vor. Că cea mai mică finanțare pe care am văzut-o a fost una de 15.000 de euro, dar am văzut și finanțare de 100.000 de euro, deci în momentul în care într-o localitate care are un buget anual de 50.000 de euro, într-o finanțare de 100.000 de euro, asta, în mod normal, se vede. Deci avem exemple de școli renovate, de muzee, de amenajări ale sediului primăriei, parcuri, am avut astfel de exemple. Județul Iași anul acesta va finanța în mod direct forumul transfrontalier pentru mediul de afaceri din toate cele 25 de raioane ale Euroregiunii, Bălți plus Găgăuzia. Potrivit unei hotărâri emise în august 2014 de Guvernul României, consiliile județene și primăriile pot cofinanța proiecte la care aplică comunități din Republica Moldova, cu condiția existenței unor acorduri de împrățire între acestea. Potrivit autorităților raionului Rezina, posibilitatea înfrățirii Consiliului Raional Rezina cu județele Bacău și Brașov ar deschide mai multe posibilități pentru comunitățile raionului. Rămâne doar ca primarii să fie mai insistenți. De fiecare dată, practic, îi obligăm ca să vină la aceste ședințe, atât timp cât primarii nu vor înțelege că ei trebuie să solicite aceste întâlniri, nu noi să îi obligăm ca să vină, deci nu au șanse. Eu vreau să zic că chiar pas cu pas ei înțeleg că trebuie, fiindcă deja nu mai există soldul Consiliului Raional disponibil, nu mai există finanțarea din bugetul Republicii și acum, pas cu pas, ei se apropie mai mult de aceste instruiri. În primul an de finanțare, 2015, localitățile din Republica Moldova au beneficiat de suport în valoare de peste jumătate de milion de euro prin administrațiile publice din România. Partenerii consideră însă că perspectivele sunt mult mai extinse. În Republica Moldova sunt 900 de primării. Dacă fiecare primărie primește câte 10.000 de euro, ceea ce înseamnă mai puțin decât suma minimă care a fost pusă în joc până astăzi, asta înseamnă 9 milioane de euro într-un an. Dacă primește în medie 50.000 de euro, asta înseamnă 45 de milioane de euro într-un an. Euroregiunea Siret Prutnistru include județele Iași, Prahova și Vaslui din România și 25 de raioane din Republica Moldova. Uniunea Europeană înregistrează peste 200 de euroregiuni create cu sau fără participarea directă a țărilor membre UE, inclusiv o euroregiune ruso-ucraineană. La Orhei s-a desfășurat o sesiune de informare organizată de Agenția de Dezvoltare Regională Centru, cu participarea reprezentanților autorităților publice locale din raioanele Orhei și Telenești. Asta după lansarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor a noului concurs de selectare a proiectelor ce vor fi finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională pe parcursul anilor 2017-2020. Din data de 15 martie până la 3 mai 2016, autoritățile publice locale pot depune notele conceptuale de proiect la agențiile de dezvoltare regionale. Organizatorii au familiarizat participanții, în marea lor majoritate primarii, cu elaborarea notelor conceptuale de proiect, domeniile de finanțare, etapele de depunere a pachetelor de documente și alte cerințe de desfășurare a concursului. Este foarte benefică, este un început de implementare a multor proiecte pe care ne stau în fața noastră de a îndeplini
chestionarele corespunzătoare, ce își privește cu canalizarea, ce își privește cu apeductul de apă, ce își privește cu alte probleme cu deșeurile în localități. Adică o să le implementăm doar muncind și doar studiind, făcând un studiu de fizibilitate care să ne permită ca să ne încadrăm în cerințele pe care ne-au fost astăzi înaintate și cerințele care fiecare localitate le are. Noi suntem un cluster de jur de 13.000 de persoane, Peresecina, Teleșeu, Sămănanca, Donice, care îndeosebi ce privește cu deșeurile, cu aprovizionarea deșeurilor. De ce noi suntem tare cu interesați ca, într-adevăr, să amenajăm terenul corespunzător ca să fie benefic pentru cetățenii, să nu să aibă să fie privit așa destul de cult și frumos, dar pentru aceasta trebuie ca să fie implementat proiectul corespunzător și finanțarea. Cu finanțarea avem și finanțare de locală, lucrăm foarte mult, dar avem nevoie de finanțare de niște investiții masive. A fost o sesiune foarte binevenită, deci primarii au avut în sursă directă toată informația cum să fie aplicanți acestor proiecte la Agenția de Dezvoltare Regională. Deci sper că vor fi și rezultate în final, adică cu câte mai multe note conceptuale vor fi înaintate, înseamnă că deci vor avea o posibilitate de a fi în câștig cu un proiect. Deci așteptăm, într-adevăr, suntem în așteptare la un rezultat pozitiv, măcar cu un proiect două pe raionul Telenești. Vrem rezultate, vrem ca să fim așa pe o poziție mai plăcută, deoarece știți și dumneavoastră, pentru anul 2016, din alte surse, în afară de proiecte, noi nu putem beneficia de bani și de a schimba în bine, da, corect. Deci este o problemă și deci noi avem acum oportunitatea primarilor, este numai prin proiectele care sunt acum la moment menționate de către Drei Centru. Izbânda e doar în mâinile noastre, totul depinde de noi. Deja noi avem cel puțin două concepte de proiecte cu impact regional. Unul din ele este reabilitarea drumului L307, unde raionul Orhei deja a alocat anul trecut 483.000 și anul acesta încă aproape 1.000.000 de lei pentru efectuarea lucrărilor de proiectare. Deci este un drum care se încadrează perfect în strategie de dezvoltare regională și în strategiile sectoriale. A doilea idee de proiect ar fi construcția unei săli de sport cultural-sportive polivalente de genul cei care există la Căușeni. Iarăși ar fi o sală care ar gravita aici toată regiunea centru a Republicii Moldova. Azi a avut ultima sesiune de instruire din regiunea centru cu privire la noul concurs de propunere de proiecte, unde eligibil sunt administrații publice locale nivelul 1 și 2 pentru a putea depune note conceptuale, cereri finanțare și a soluționa careva probleme din localitățile sale în următorii 4 ani de zile până în anul 2020, cu finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Administrația publică locale, primarii, președinții de raion sau cei care reprezintă Consiliul Raional sunt destul de interesați și interesați în ceea ce fac, deoarece credibilitatea față de Fondul Național este față de agenții, față de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții, la fel este o credibilitate destul de sporită. Pratele de succes pe care am avut pe aceștia 5-6 ani de zile de implementare cât au fost în parcursul funcționării Agenției de Dezvoltare Regională, avem proiecte de succes, dar au fost și careva impedimente pe care împreună cu administrații publice locale le-am trecut peste ele, dar în mare măsură să o vedem, mergem spre bine, mergem spre un succes pentru bunăstarea populației din regiune. Valoarea estimativă a finanțării proiectelor de către Fondul Național de Dezvoltare Regională în anii 2017-2020 în domeniile infrastructurii drumurilor, aprovizionării cu apă potabilă și sanație, îmbunătățirii factorilor de mediu, dezvoltării infrastructurii de afaceri, sporirii atractivității turistice și eficienței energetice a clădirilor publice constituie aproape 1 miliard de lei.